În organizarea asasinatului la comandă din sectorul Râșcani al capitalei, produs pe 10 iulie la ora 11:30, au fost implicați 4 oameni, printre care o femeie din Republica Moldova, care a fost reținută pe 2 septembrie, a anunțat marți Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției. Surse apropiate anchetei au precizat pentru ANTV că persoana reținută este Irina Nautevici, în vârstă de 34 de ani. Anterior, ea a condus organizația primară a Partidului Șor în satul Vatici din raionul Orhei. Infractorii au pregătit minuțios crima aproape o lună, folosind apartamente conspirative, diverse mijloace de transport și comunicații. Potrivit lui Cernăuțeanu, killerul și unul dintre complicii acestuia au sosit în Moldova pe 15 iunie cu un avion din orașul Larnaca, Cipru. Aceste două persoane au fost preluate de către o cetățeancă a Republicii Moldova, care este al treilea complice în procesul respectiv, cetățeanca Republicii Moldova, care, conform analizelor făcute pe parcursul mersului urmăririi penale, s-a constatat că, de fapt, este și concubina complicelui numărul 1. Cernăuțeanu a precizat că killerul și unul dintre complicii săi au mai fost anterior în Moldova și că în capitală aceștia au vizitat poligoane de tragere, iar rolul moldovencii a constat în transportarea infractorilor. Aceasta i-a ajutat să se orienteze prin oraș. La rândul său, primul complice era responsabil de menținerea legăturii cu moldoveanca, precum și de închirierea unei locuințe în imediată apropiere a locului crimei. În plus, el deținea și o altă locuință situată la fel în apropiere de locul unde s-a produs asasinatul. Complicile numărul 1 deținea un apartament în adiacentul locației unde a fost comisă crima, cu vizibilitate de la balcon către locul nemijlocit al crimei, pe balconul căreia era instalată cameră video de monitorizare care se monitoriza toată locația respectivă. Deci, dar precizez că ei nu locuiau în acest apartament este dat în chirie altor persoane. La o săptămână după ce a sosit în Chișinău, killerul a cumpărat o bicicletă electrică dintr-un centru comercial din capitală pe care a folosit-o în ziua crimei. Împreună cu primul complice, killerul a studiat în detaliu locul crimei și zonele adiacente timp de 3 zile, folosind o mașină închiriată. Pe 30 iunie, primul complice a părăsit Moldova prin aeroportul din Chișinău. Acesta a zburat spre Istanbul. Pe 7 iulie, al doilea complice a venit din Germania în România, în Iași, acesta a închiriat un autoturism cu care a ajuns în Moldova. Rolul acestuia era să ajute killerul să părăsească țara după comiterea crimei. 11:31 avem omorul propriu zis. La 11:32 killerul deja se deplasează spre direcția pădurii din sectorul Rășcanovca al capitalei. Astfel, la 11:35 killerul este fixat de camerele de luat vederi pe strada Braniște, iar la un interval foarte scurt de timp în aceeași zonă este fixat mijlocul de transport închiriat din Iași cu care a venit cel de-al treilea complice, unde se intersectează în acea zonă. După aceasta, killerul s-a îndreptat spre apartamentul închiriat, iar după ce a ieșit din apartament, a plecat spre Gara de Nord, de unde, la ora 13:30, pornește un microbuz spre România. Din Iași, acesta a zburat la ora 19:50 cu avionul spre Bergamo, Italia. Al doilea complice a părăsit țara în jurul orei 14, prin Vama Leușeni, a schimbat mașina și s-a îndreptat înapoi spre Germania. Cernăuțeanu a mai spus că killerul a folosit un act de identitate fals care avea fotografia lui, dar alte date, cu inițiala BH, în timp ce inițialele reale erau AK. Care, de fapt, se aflau, cum am spus ceva mai sus, în acțiuni de conflict cu alte grupare criminală. Încă din anul 2009, iar acest lider al grupării criminale cu inițialele AK, care de fapt este și killerul, de fapt a stabilit sau a declarat răzbunare lui Ireni Z încă din 2012, când ultimul l-a omorât pe fratele killerului. Adjunctul procurorului șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate, Victor Furtună, afirmă că la doar câteva zile după comiterea crimei, autoritățile aveau deja o imagine clară asupra evenimentelor, dar detaliile nu au fost făcute publice pentru a nu compromite ancheta. La sfârșitul lunii august, autoritățile britanice l-au reținut pe primul complice, iar autoritățile moldovenești vor solicita extrădarea lui în Republica Moldova. Detaliile necunoscute au fost elucidate datorită moldovencei care a încercat să ascundă urmele crimei. O să menționez că
persoana care se află la moment în custodia organelor de drept conlucrează și are un rol important în documentarea acestui caz, cu atât mai mult că cumva a avut și un rol și după comiterea infracțiunii, contribuind la distrugerea anumitor probe. Dar este important că la moment persoana conlucrează cu organele de drept în procesul de documentare. Șeful poliției a evitat să comenteze informațiile potrivit cărora femeia reținută ar fi condus o organizație primară a partidului Șor, afirmând că acest aspect nu are legătură cu materialele dosarului penal.